romale. Chavale. Jelem, jelem, lungone, dromența. Malatile, mă fac taile, romența. Aromane, cantatume, adre. Lețarența, ai să ieși și arența. Opre Roma, si o va acana. Aven marța, se-ai lumea che noma. O calomui, taie tale iaca. Mire pral mire penea, amari pene zita na astardili te pirile grastenza, le pesca dai casta de orio proșeru, că ca beșe la că la cășucar. La ce te mă rog, ești miștoara cream tu mensaren. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Și eu m-am născut în România. Dragii mei, trebuie să vă spun neapărat cu ce a deschis Sorin Sandu emisiunea de astăzi. Și anume... cu un speech. Cu un speech, da, foarte drăguț. A zis că, deși nu m-am apucat de hipism, de hipism, totuși mi-am luat o căciulă care ci că ar semăna foarte bine. Da, duce în zona aia zi, da. Da. Important e că îmi stă bine, Sorin. Îți stă foarte bine, tocmai de aceea am vrut să fac această remarcă. Mulțumesc. Dragi prieteni, nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România și să-mi dați multe, multe like-uri dacă vă place cum îmi stă cu această căciulă. Vei primi foarte multe like-uri, Zita, vezi? Că nu degeaba am zis eu la început treaba asta. Așteptăm și opiniile dumneavoastră și comentariile, bineînțeles, legate de emisiunea noastră. Titlurile ediției. Astăzi, la rubrica Inforom, aflați de ce elevii sunt îndemnați să anunțe orice caz de violență verbală la care sunt martori. UNICEF și Ministerul Educației au lansat campania împotriva violenței verbale în școli, un fenomen cu grave urmări asupra dezvoltării copiilor. Tot în această ediție îi spunem la mulți ani și celebrei Gabi Luncă. La Un Ceai cu Rom, invitatele rubricii sunt Dana Varga și Oana Ioniță. Cele două vor vorbi despre rolul femeilor rome în comunitate, dar și despre diversele programe care încearcă să le încurajeze pe acestea. Stați cu noi! La rubrica Romul care schimbă lumea veți putea urmări un material despre o mai veche cunoștință a emisiunii noastre, actrița Vera Linguraru, care a luptat ani de zile cu propria familie pentru a putea face teatru. Aflați povestea artistei doar dacă urmăriți emisiunea Și eu m-am născut în România. La chestiuni rome îl veți cunoaște pe Dumitru Stoica, un ceaunar din Focșani care încurajează pe meșteșugarii rom să practice mai departe meseriile tradiționale prin înființarea unui atelier de producție.
Toate acestea și evident multă muzică de calitate astăzi până aproape de ora prânzului la Național TV. Rămâneți cu noi! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! I-am cântat și i-am spus la mulți ani din tot sufletul unei doamne pe care o iubim, pe care o stimăm, pe care ați văzut-o de multe ori în emisiunea noastră și care nu are nevoie de foarte multe prezentări, dragi prieteni, pentru că o știți cu siguranță pe doamna Gabi Lungu. Așadar, dragi prieteni, urmărim cu mare, mare interes rubrica Inform. Aproape 19.000 de cazuri de violență au fost raportate anul trecut în școlile românești. Chiar dacă în 2015 cifrele sunt mai mici, statisticile rămân îngrijorătoare. 41% dintre situații se referă la conflicte verbale între elevi. În ziua de azi, violența verbală este recunoscută ca o formă de abuz, după ce a fost ignorată foarte mult timp. Prin aceasta, înțelegem obiceiul de a țipa, a înjosi copilul, a-l umili. Violența în copilărie cauzează probleme serioase de sănătate, cum ar fi diabet, cancer, atacuri cerebrale, infarct, risc crescut de a fuma, de a consuma droguri. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a declarat că este nevoie ca cei 220.000 de dascăli din România să fie instruiți pentru a conștientiza acest fenomen. Totodată, ministrul a susținut și necesitatea încadrării de mediatori școlari. Am vizitat personal mai multe școli și am constatat rolul extrem de important al mediatorului școlar. Și nu numai din regiuni foarte sărace. Este o școală lângă Brașov, care știm cu toții este o zonă foarte dezvoltată, în care problemele sunt extrem de acute, iar în acea școală, fără mediatori școlari, lucrurile practic s-ar bloca complet. Am dat doar un exemplu. UNICEF și Ministerul Educației au lansat pe 9 octombrie campania de conștientizare a violenței verbale în școli, ale cărei victime sunt copiii. Noi îți spunem că trebuie să fugi. Să fugi și să anunți un adult de fiecare dată când un coleg este supus violenței verbale. Ești supererou în curtea școlii când oprești violența verbală. Prima hartă computerizată a segregării școlare din România va fi disponibilă pe internet în 2016. 500 de școli din județele Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui vor fi monitorizate. Proiectul își propune în primul rând să colecteze date despre segregare, dar ne propunem să sprijinim organizațiile locale atunci când ele vor să aibă niște acțiuni concrete care să conducă către combaterea segregării. Deci acum depinde ce fel de probleme găsim. Dacă găsim o școală segregată rezidențială care învață numai copii romi din comunitatea apropiată de școală respectivă, atunci putem să ne uităm sau în fine organizațiile locale se uită la, pe de o parte, la cum se petrece actul educațional acolo, pe de altă parte la cum arată școala respectivă și dacă este suficient de primitoare pentru copii. Pe de altă parte putem să găsim școli în care există clase separate, clasa 1-a copii neromi, clasa 1-B copii romi. Aici e vorba de comunicare cu directorul școlii și cu cadrele didactice de acolo pentru a mixa clasele respective în așa fel încât copiii să fie împreună, să învețe același lucru, să învețe la fel de bine. Iar la nivel național încercăm să propunem o modificare legislativă a actelor normative existente în ce privește în special segregarea și educația. Doar 40% dintre elevii romi înscriși în clasele primare ajung la liceu, indică studii actuale. Una dintre cauze este calitatea slabă a educației în anumite școli din comunitățile compacte de romi. Pe criteriu etnic, pui copilul într-o școală separată, da, pentru că este un efect al comunității, și furnizezi servicii de calitate extrem de proaste. Profesorii, cei mai slab pregătiți, fără calificativele de a fi profesor, sunt acolo. Asta este problema din punct de vedere reală. Nu cred că am învățat să construim un parteneriat activ
care vizează un subiect atât de sensibil. Cred că în cadrul acestui parteneriat, sau mai corect spus, în acest parteneriat, trebuie să avem și aportul și implicarea unui al treilea actor deosebit de important, și anume comunitatea și familia. De multe ori, părinții romi nu știu ce pot face pentru a interveni. Un indicator în acest sens îl reprezintă și numărul mic de petiții adresate Consiliului Național pentru combaterea discriminării. În ultimele 5 luni de când eu sunt membru în colegiul director al CNCD, nu am avut niciun caz de nicio petiție pe această temă. Pe parcursul anului, 150 de părinți romi și neromi din județele selectate vor lua parte la discuții pe această temă. Totodată va fi deschis și un centru de asistență juridică pentru victimele segregării școlare. 5 proiecte de lege au fost dezbătute în ședința Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale a Camerei Deputaților din data de 13 octombrie 2015. Acestea au fost: proiectul de lege privind declararea zilei de 21 martie ca sărbătoarea sosirii primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România. Membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea acestei inițiative. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii 504 din 2002 a audiovizualului. Proiect de lege privind conflictele de muncă. Ambele proiecte au fost respinse cu unanimitate de voturi. Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză și de modificare a regulamentului numărul 604 din 2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013, de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil, de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid. Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul Uniunii Europene a țărilor de origine sigure în sensul directivei Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și de retragere a protecției internaționale, precum și de modificarea aceleiași directive. În cazul celor două propuneri, membrii Comisiei au constatat cu unanimitate de voturi că fiecare respectă principiul subsidiarității. Ședința a fost condusă de președintele Comisiei, deputatul Nicolae Păun. Dacă mai pune să-mi aleg un cântec, n-aș putea, pentru că toate cântecele mele sunt în buchet. Un buchet. Se spală de dimineață, vinde florile pe piață, vinde florile pe piață. Gabi Lunca a devenit cunoscută ca interpretă de muzică lăutărească, începând să cânte de la vârsta de 13 ani, împreună cu tatăl ei, violonistul Dumitru Lunca. La 26 de ani, s-a căsătorit cu acordeonistul Ion Onoriu. Cuplul a devenit cunoscut pentru aparițiile la televiziunea română, dar și nenumăratele concerte susținute. Gabi Lunca a urcat pe scenă alături de nume mari ale muzicii lăutărești, instrumentiștii Nicolae Florian, Marcel Budală, frații Gore, Mieluță Bibescu și Toni Iordache, toți fiind în orchestra susținută de Ion Onoriu. Aș ruga și fetele care cântă la ora actuală să respecte pe cei de la care trăiesc ele astăzi. Pentru că noi am muncit, foarte mult am muncit, și ele vin și iau de-a gata, exact ca la piață, știi? Când te duci la zarzavat.
și trebuie să respecte, să aibă cel puțin bun simț să spună piesa asta e a lui Cutar. Foicică de alun, la cârciumă de la drum, găsești cât un om bătrân și-un păhărel de vin. Vin de la debuturugă care-ți merge la inimă. Și pe noapte înveselești, de-ți-e drag tot ce întâlnești. L-am tiri di 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 di. Cel mai fidel portret al omului Gabi Luncă este făcut însă de membrii familiei. Cu toții îi stau alături în momentele fericite, dar și în cele grele. Ca orice mamă este o persoană dragă care se ocupă și astăzi de noi, de copii, chiar și de nepoți. Ca mamă, până să se lase de cântare, adică să nu mai interpreteze muzică lăutărească, a fost mai mult plecată. Apoi a rămas în rândul nostru, la familiei. Ne-am bucurat mai mult de prezența ei. A încercat să ne dăruiască tot ce nu a avut ea parte, tot ce a visat. Pentru mine înseamnă tot. Este doamna vieții mele, dacă aș putea spune așa. Cum este bunica? Extraordinar. Este bunica perfectă. Bunica este cel mai minunat lucru pe acest pământ. Este un personaj minunat în viața mea și o iubesc cel mai mult din lumea asta. Este mama noastră. Este o femeie minunată și o persoană care ne dă bucurie în fiecare zi și ne face să zâmbim de fiecare dată când vorbim cu ea sau o vedem. Mulțumesc mult de tot! Vă iubesc! Știați că, în funcție de meseriile pe care le-au practicat strămoșilor sau de stabilitatea domiciliului, romii se împart în mai multe categorii? Avem, prin urmare, neamuri sedentare, seminomade sau neamuri postenomade. Din categoria romilor sedentari fac parte ciubotarii, fierarii, florarii, frizerii, giambașii, lăutarii, romii de mătase, rudarii, zidarii și vătrașii. Numele unora dintre neamurile de romi vorbesc de la sine despre meșteșugul pe care îl practicau sau încă îl mai practică membrii acestuia. Printre ei se numără ciubotarii, florarii sau lăutarii. Nu la fel se întâmplă și în cazul vătrașilor sau țiganii de vatră. Ei erau cei care se ocupau cu muncile pe lângă curțile boierești sau mănăstirești. Rudarii, în schimb, mai sunt cunoscuți și ca băieși, lingurari sau blidari. Romii de mătase erau cei care fabricau și vindeau țesături, covoare și alte astfel de produse. O altă categorie, cea a romilor seminomazi, îi include pe cei care nu aveau un domiciliu stabil și practicau nomadismul, însă pe arii restrânse, după care se întorceau de fiecare dată în aceeași localitate. Singurul neam seminomad de la noi este cel al spoitorilor, adică al celor care se ocupau de cositorirea vaselor. Ei erau pe vremuri printre cei mai săraci romi și călătoreau în căruțe cu covintiri trase de bivolițe. După colectivizarea forțată din anii 50, cei mai mulți dintre romii spoitori au devenit agricultori. A treia categorie, cea a neamurilor foste nomade, îi include pe argintari, căldărari, ciurari, ursari și cocalari. Aceștia din urmă erau cei care fabricau piepteni și ornamente din oase de animale. Astăzi, acest meșteșug nu se mai practică, însă, în istorie, cocalarii sunt considerați ca posibili urmași ai vechilor prelucrători de fildeș din India. La Un ceai cu rom, invitatele Irinei Ursu vor povesti lucruri interesante despre experiențele lor personale, dar și despre cum au ajuns să se implice în diverse proiecte care privesc femeile rome. Zita, cât de importantă este femeia? Sorin, este cea mai importantă. De ce? Pentru că ea este importantă, pentru că dacă n-ar fi importantă, importanța importanței n-ar fi importantă. Quod erat demonstratum. Demonstrație
argument de netăgăduit, de necombătut. Normal, sunt femeie și am argumentele la mine. Dragi prieteni, vorbim despre femei în momentele următoare, despre rolul femeii rome în comunitate și despre inițiative, programe care să le încurajeze pe membrele comunității să fie mai implicate în sfera sociopolitică. Dragi prieteni, urmărim la un ceai cu rom. Invitați! Bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit la o nouă rubrică La un ceai cu rom, la o nouă ediție a rubricii La un ceai cu rom. Astăzi discutăm despre un subiect cât se poate de controversat, dar până la urmă la fel de important în spațiul public, și anume rolul femeii în societatea românească, dar mai mult decât atât, rolul femeii rome. Și cred că cel mai bine este să ne dea detalii pe această temă invitatele acestei ediții, Dana Varga, consilier de stat în Cancelaria Primului Ministru, și Oana Ioniță, consilier parlamentar. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim, bine v-am găsit! Ce părere aveți? Să încep cu faptul că, într-adevăr, e un subiect sensibil, dar eu urăsc să folosesc cuvântul. Din păcate, încă în România există mentalitatea de misogii în rândul bărbaților. Și aici i-am întâlnit și pot să spun că sunt foarte mulți care, începând de la bărbații simpli care îi întâlnesc pe stradă, când conduc o mașină și se uită urât și au alte mentalități și altă gândire asupra mea că sunt femeie, până la cei din politică, care au percepția asta că femeia în general nu are ce căuta în politică sau nu are ce căuta ca să devină persoană publică, că ar deranja bărbații și li s-ar lua un pic din atribuțiile lor în femeia și le-ar asuma altfel. Dar, pe de altă parte, pot să spun că din ultimii ani femeia în instituțiile publice și femeia care a început să aibă un cuvânt s-a cam văzut. Și, ca drept dovadă, la ultimile alegeri europarlamentare, unde au intrat foarte multe femei europarlamentare și au avut locuri chiar eligibile, în Parlament sunt un număr mai mare față de ce a fost în 2008 și eu am speranța că în continuare femeia în România să-și găsească locul bine meritat. O să vă întreb de câți ani sunteți în politică. Fiecare, Oana Ioniță, te rog să răspunzi, de câți ani ești consilier parlamentar? Când au fost primii pași, să spun? Anul acesta fac peste al 11-lea an de când lucrez în Parlament. Bineînțeles, am început ca referent, având doar 20 de ani. Însă, venind vorba de Parlament, nu pot să fiu atât de optimistă cum este Dana, pentru că în Parlamentul României, pentru că vorbim de la nivel național, procentul femeilor este de 11,7. Mai exact, numeric vorbind, asta înseamnă că din 422 de deputați, dacă nu mă înșel, doar 55 sunt femei. Este îngrijorător. Dar dacă te uiți în 2008 câte au fost? Da, într-adevăr, pași se fac, dar din păcate sunt pași mărunți. Și alt exemplu care ar fi mai pe înțelesul tuturor celor care ne privesc ar fi într-o bancă. Fiecare dintre noi ne ducem să ne plătim datorii. Vedem că toate cele posturile ocupate în front desk, se zice, adică la ghișele unde noi ne plătim, toate sunt femei. Însă dacă ne ducem mai sus pe treapta ierarhică la pozițiile de top, o să vedem aproape întotdeauna numai bărbați. Asta clar este o discriminare. Deci în condițiile astea nu mai putem vorbi nici de feminism în ansamblu lui ca și concept, dar de feminism rom nici atât. Dana Varga, cum erau lucrurile sau cu ce le comparăm? Cum stăteau lucrurile, nu știu, care au fost începuturile în politică? În anii 90? Da, e un subiect pentru mine foarte sensibil dacă vorbesc de începutul meu în mișcarea romilor și după aia în politica națională. Da, în anii 92 am fost un fel de femeie revoltată pe bărbații romi din Ardeal,
Și am intrat în Mișcarea Romă, care tata atunci, el și-a făcut un ONG care reprezenta romii din Ardeal. Și mi-am impus cumva punctul meu de vedere, cu toate că nu aveam o vârstă și o experiență, să vin să fiu alături de tata, să impun un pic de regulă, pentru că era foarte greu în comunitățile de romi, să impui regula ca fiind femeie să participi la discuții și la masă, unde prima dată s-a început a fi un fel de sfat țigănesc și după aia s-a venit conceptul de întâlniri și de ședințe. Și s-a schimbat și fundamental lucrul acesta în 20 și ceva de ani? S-a schimbat, dar nu de ajuns. Pentru că, din păcate, eu trăiesc de multe ori discriminare, dublă discriminare, nu neapărat din partea majoritarilor, cât din partea romilor. Sunt foarte mulți romi bărbați care au încă mentalitatea asta încuiată și se uită la mine și ori gândesc negativ asupra mea și se gândesc că nu e locul meu în politică, durerea e mai mare când vine din partea romilor ca discriminare. Eu fiind și femeie, fiind și romă. Și provenind dintr-o familie și tradițională, vorbitoare a limbii romanii, o familie tradițională, recunosc, mi-am conservat tradițiile și obiceiurile în care am crescut. Nu mi-am pierdut nici cei 7 ani de acasă și nici respectul față de bătrân și respectul față de neam și de familie. Chiar dacă m-am emancipat, e un cuvânt care nu e prea frumos să-l folosim, dar ăsta e adevărul, pentru că am urcat niște trepte, dar cu sprijinul bărbaților din familia mea. Și când spun bărbaților din familia mea, aici mă refer la tata și la soțul meu. Dacă la ei nu aveam înțelegere și ei nu mă susțineau, oricât aș fi fost eu de încăpățânată și mi-aș fi dorit să schimb ceva, să vin cu o schimbare, n-aș fi reușit. Dar ei au acceptat și mi-au acordat încredere și după am avut șansa vieții să cunosc și femei puternice care au avut un rol important în viața mea, care m-au motivat pe lângă motivul care îl aveam eu, tânără fiind la nivel de regiunea Ardealului implicată, am cunoscut-o pe Felicia Meleșcanu, Dumnezeu să o odihnească și să o ierte, care a avut un rol foarte important în schimbarea mea, în mentalitatea mea, în gândirea mea, în educația mea. Rămân acestea situații izolate și întreb pentru că dacă vorbim despre comunități tradiționale, chiar de curând într-una din edițiile emisiunii am prezentat cazul unei anumite comunități în care medicul din localitate ne vorbea despre mame de 11-12 ani. Și atunci se pune întrebarea, firesc de altfel, se pune întrebarea: cât de mult s-au schimbat lucrurile? Lucrurile s-au schimbat. Cert este că totul devine mai clar dacă vorbim despre căsătoriile timpurii. Însă ceea ce aș vrea eu să adaug la cele spuse de Dana este faptul că atât eu cât și ea, bine, ea provine și dintr-o familie tradițională, de multe ori nu ne vedem rolul, suntem într-o poziție ingrată. Pentru că, pe de-o parte, societatea ne vrea emancipate, așa cum a spus ea, și fără portul tradițional, fără acea atitudine puțin mai agresivă, însă, pe de altă parte, comunitatea spune că noi ne renegăm apartenența, că noi am uitat de cultură, am uitat de tradiții și, practic, de multe ori te gândești cum este bine, care este atitudinea cea mai potrivită. Revenind la întrebarea ta cu căsătoriile timpurii, din păcate știți foarte bine că eu de la începutul activității mele mi-am dedicat foarte mult timp pe acest subiect care încă este tabu în comunitățile tradiționale și din păcate încă mai există. Chiar în curând voi semna un proiect la nivel european în care sunt implicate 7 țări europene în care există acest fenomen. Însă partenerele noastre din proiect au fost foarte, foarte uimite că la noi sunt cazuri de fetițe de 8 ani
Adică la ele se punea problema acestui fenomen începând cu vârsta de 16-17 ani. Și au fost foarte uimite, ba chiar nu m-au crezut. A trebuit să le arăt articole de presă și situații clare venite de la Direcția pentru Protecția Copilului, în care au fost cazuri în România cu fetițe de 8 ani aici, căsătorite. Aici eu acuz un pic și sunt un pic mai critică, cu toate că o să deranjez pe mulți din societatea civilă, dar dacă stăm să ne gândim mediatorii sanitari, mediatorii școlari, care sunt formați de 10 ani, de 12 ani, de 13 ani, nici nu mai știu de când s-au format și sunt plătiți și continuă, nu le văd rolul pentru că n-au dat rezultate. Vorbim totuși de o responsabilitate asumată, pentru că proiectele care s-au făcut pentru schimbarea de mentalitate în rândul comunităților defavorizate, că nu numai la rom sunt. Ați văzut în ultima perioadă sunt cazuri unde se întâmplă și în comunitățile... La rom sunt mediatizate. La rom sunt mediatizate. Eu nu sunt de acord cu ce se întâmplă, dar în același timp trebuie să trag atenția și să critic pe cei care au avut în responsabilitate și pe cei care ne văd și care sunt angajați ca mediator sanitar, ca mediator școlar, pe subiectul rom, să înceapă să-și facă treaba. Și ce se întâmplă acolo unde nu există unde nici mediator există sanitar, nici mediator școlar? E lipsă de educație școlar. Civică. Și dacă vorbim de educație civică, nici Partida Romilor, nici eu, nici guvernul României nu poate să schimbe mentalitatea unui om care trăiește din ajutorul social și punct. Pentru că e dur ce spun, dar sunt foarte multe comunități care se complac și se mulțumesc cu traiul pe ajutorul social și acceptă un sprijin pe moment, o săptămână, o lună, două, trei, dacă îi mergi și cauți și le explici, sunt de acord, după ce ai plecat de acolo, o iau de la capăt. Cu experiența pe care o aveți fiecare, cum vedeți situația sau care sunt soluțiile? Pentru că nu sunt numai comunități sărace, sunt comunități, cea despre care vorbeam mai devreme, Zana, județul Iași, unde doar 10% dintre locuitori sunt beneficiari ai venitului minim garantat, deci nu sunt săraci. Unde, unde este soluția? Eu am fost în comunitatea Crăciunești din Sibiu sau în comunitatea Ivești din Galați. Sunt comunități extrem de bogate, palatele lor sunt cele aurite care se tot arată la televizor și se tot mediatizează în ultimul timp. Și cei săraci, pentru că ăștia bogați au reușit și ar putea să-și ia model, că ne spălăm că a lăsat Dumnezeu apa, dar... Asta zic, educația civică, scuză-mă. Educația civică pe de-o parte, însă atâta timp cât nu implici oamenii din comunitate, atâta timp cât nu le explici care sunt pericolele la care sunt supuse fetele, și nu numai fetele, și băieții. În rolul mediatorului, exact. Da, dar sunt comunități în care nu există nici mediator sanitar, nici mediator școlar. Unde nu există, eu nu cred că există comunități de romi defavorizate, tradiționale sau sărace, unde să nu există, dacă nu e mediator școlar sau sanitar, atunci categoric e un consilier. Dacă nu e un consilier, e un bulibașă. Dacă nu e un bulibașă... Da, dar este foarte greu să-i schimbi mentalitatea bulibașei. E o filială de la Partida Romilor. Sau e, nu știu, ceva există. E imposibil de crezut că nu au acces la informație. Nu cred, cu tot respectul pentru comunitatea romă, că și eu provin de ea, dar sunt revoltată pentru că eu aș vrea și mi-aș fi dorit după 26 de ani de la Revoluție să nu mai existe subiect mentalitatea și educația romilor civică. Eu aș fi vrut să vorbesc de realizările și de proiectele de succes, pentru că educația e cea mai importantă pentru copiilor. Dacă mamele, și apelul e pentru mame, chiar dacă trăiesc în sărăcie, chiar dacă au 5 copii și au ajutorul social și e singura lor speranță, în primul rând trebuie să se gândească la viitorul copiilor. Dacă ele au trăit în lipsă de educație și sunt analfabete și n-au avut șansă în viață, măcar copiilor să fie lăsați să meargă la școală, pentru că statul român și guvernul României și ONG-urile și toate instituțiile sunt implicate la nivel local, la nivel național, pentru educația copiilor, indiferent de problemele sociale.
Ca reprezentante ale acestei etnii și până la urmă sunteți imaginea femeii rome, vreți, nu vreți, până la urmă vă asumați amândouă, dacă sunteți reprezentante ale femeilor rome. Cum interveniți aici în comunitate? Eu n-aș vrea ca cei sau cele care ne privesc să ne perceapă ca fiind o femeie de etnie romă care lucrează la guvern și o femeie de etnie romă care lucrează la parlament. Nu, noi suntem două femei de etnie romă care am vrut să ne depășim condiția, care am conștientizat faptul că ne ajutăm comunitatea prin ceea ce facem noi. Pentru că nu o să, într-adevăr, din punctul meu de vedere, nu este o problemă doar a comunităților de romi, este o problemă la nivel național. Chiar și căsătoriile timpurii ar fi trebuit inclus ca fenomen prioritar în strategia de incluziune a romilor. Nu este este un fenomen izolat, însă sunt din ce în ce mai multe cazuri și sunt mediatizate și câteodată este un exemplu prost. Pentru că din campaniile pe care le-am făcut cu Partida Romilor, cu Forumul Femeilor, am discutat cu chiar și cu bulibașa unei comunități. Iar pentru ei, o căsătorie timpurie este o formă de protecție a fetei. Deci mentalitatea lor este total altfel decât ceea ce credem noi. Și de unde se schimbă mentalitatea? Nu de la mamă? Dacă pe fata aia o trimite la școală, copilul ăla are șansă în viață să învețe altceva, să vadă în jurul ei altă lume. Este... Și să schimbă, dar... Exact asta am încercat să facem noi cu campaniile pe care le-am desfășurat, cu proiectele pe care le vom desfășura. Vom merge să vorbim în primul rând cu părinții, pentru că lucrăm pe trei piloni, cu părinții, cu profesorii și cu fetele. În primul rând părinții. Din fericire am avut un răspuns pozitiv din partea lor. Am inclus în discuțiile noastre și un psiholog și un doctor ginecolog, astfel arătându-le la ce pericole sunt supuse, pentru că, într-adevăr, nu știu dacă este o ignoranță, dar ei, dacă bunica a făcut la fel și dacă străbunica la fel, s-a căsătorit la 13-12 ani. Se transmite. Exact. Mentalitatea lor se transmite faptul că dacă bunica a fost măritată la 10 ani și eu trebuie să, rândul meu, să fiu așa. Nu. E greșit. Pentru a avea imaginea corectă asupra situației, nu, bine, nu statistici exacte, dar... Cât înseamnă pentru comunitatea romă per ansamblu din România, cât înseamnă acest obicei? Să nu-i spunem poate tradiție, că tradiție merge mai departe, al căsătoriilor timpurii. Cât de mult este practicat? Eu zic că a mai scăzut față de cum a fost. A scăzut pentru că se practică doar în comunitățile tradiționale și din ce în ce mai puține. Noi le-am descoperit cele mai multe în zona Ardealului și câteva Ardeal, în zona Sibiu, Oltului. Pe partea de Sibiu. Exact, și câteva în zona Oltului, Gorj, Dolj și Vâlcea, pe acolo. Însă aceste cazuri există. Trebuie oarecum nu stopat, dar diminuat fenomenul. Pentru că eu cred prin că... Prin educație, prin exemple pozitive date comunității, prin... fete din comunitate care au făcut altceva decât să se mărite la 12 ani. Eu cred, noi pe ideea asta mergem, prin exemplu dat, prin discuțiile care v-am spus că le vom purta cu părinții, elevii și profesorii, inclusiv cu acești bulibași care sunt. Dana Varga, cât de frecvent apare subiectul acesta în întâlnirile internaționale, acolo unde reprezentați guvernul României, nu? Cât de des se mai pune pe tapet problema, hai să o extindem, a emancipării femeii rome în România și nu numai. Sincer să fiu, e în atenția internațională și națională. E un subiect care nu e neglijat de instituțiile statului. Am participat la diferite întâlniri unde, într-adevăr, prin simpla mea prezență acolo și prin prezentarea că fiind de femeie romă, că asta îmi place să spun tot timpul unde mă duc, pentru că mulți îmi spun de ce spui, mai sunt unii majoritari care îmi spun de ce spui că ești, că nu pari, pentru că eu vreau să spun că așa simt și asta sunt, femeie romă, dar sunt discuții chiar la Comisia Europeană, instituțiile europene sunt interesate de acest subiect, să se găsească soluții, dar cum am spus, soluțiile sunt în primul rând la părinți.
marea problemă e la părinte. Și, sinceră să fiu, aș fi vrut să vin, să vorbesc și să chiar să facem o dezbatere, poate mai multe femei, că suntem destul de multe în România, care am reușit să ne ridicăm la alt nivel, care nu era de așteptat, poate din partea la mulți bărbați. Sunt foarte multe femei care în societatea civilă au reușit să implementeze programe și sunt chiar beneficiare a unor proiecte de succes și aș fi vrut să am o dezbatere și să arăt și eu majoritarilor și în general romilor că sunt și femei care au reușit și se poate. Pentru că dacă ați promova și voi emisiunea voastră, proiecte de succes, unde s-a reușit depășirea asta de criterii impuse, reguli impuse de bulibașă sau de străbunici, căsătorile timpurii, să arătați că se poate și altfel. Poate cei care au încă rețineri și-ar schimba mentalitatea. Nu știu cum să se găsească soluția. Tocmai de aceea, în fiecare sâmbătă dimineața de la 9:30 vă invit să urmăriți emisiunea Și eu m-am născut în România, pentru că este filozofia întregului proiect și anume promovarea unor modele care să se ducă dincolo de prejudecăți, dincolo de stereotipuri și să arate tocmai aceste modele de succes. Dar dincolo de modelele de succes există aceste probleme și Oana Ioniță, știu că ești foarte implicată în diferite proiecte în județul Prahova, în regiunea județului Prahova și a județelor limitrofe. Cum este când mergi pe teren? O tânără care vine de la București și cumva are autoritate sau expertiză, cumva trasează niște direcții. E mai direcții. Ușor acceptată ca și mine că vine din partea Partidei Romilor. Da, este vorba de activitatea mea în regiunea Sud-Muntenia. Mi-am concentrat oarecum activitatea pe județul Prahova, deoarece am o echipă acolo cu care am putut lucra și avea rezultate foarte bune, începând de 2 ani de când mi-am concentrat activitatea. Referitor la ceea ce m-ai întrebat tu, într-adevăr, există o susținere din partea Partidei Romilor de care am beneficiat din primul an de când m-am angajat. Și am unele uși deschise, însă vorbind despre proiecte, că tot mă întrebați de proiecte, nu știu cât de bine au făcut aceste proiecte, că ne calificăm și ne recalificăm și obținem diplome care sunt mai mult sau mai puțin recunoscute, însă revenim la ce facem după ce obținem diploma. Am încercat prin proiecte, am avut 2800 de beneficiari de la începutul anului și până acum și cred că am reușit să angajăm 10% dintre ei. Puțin. Foarte puțin, însă ceea ce m-a bucurat foarte mult că revenim la discuția despre femei, mulți dintre acestea au fost femei. Iată că pași se fac, însă este oarecum o muncă de echipă. Și autoritățile locale trebuie să ne ajute, noi venim cu proiectele, însă atâta timp cât nu există o deschidere, nu vom rămâne tot la stadiul acela. Invitatele rubricii La un ceai cu rom mai au încă multe lucruri de spus despre programele care le încurajează cât mai mult pe femeile de etnie romă. Tot astăzi la rubrica Romul care schimbă lumea veți putea afla de ce este convinsă actrița Vera Linguraru că teatrul le oferă copiilor încrederea de a-și urma visul. Apropo de prejudecăți, sunt convinsă că de foarte multe ori, în diferite situații, ați auzit formulându-se așa, romii nu vor să muncească și femeile fac prea mulți copii și nici nu sunt lăsate să meargă la muncă pentru că rolurile sunt așa, împărțite clar, mama acasă cu copii și bărbatul face rost de bani. Este total greșit. Nu, domnilor, romii vor să muncească. Eu nu cred că există cineva care vrea să cerșească. Nu cred că există cineva care vrea să-și calculeze bucățica de pâine ca să-i ajungă și mâine. Nu, este o problemă la nivel național care se extinde la nivel european și va persista atâta timp cât romii nu vor fi o prioritate. Atâta timp cât romii vor fi asistați și ne vom bucura de acel ajutor social de care spunea Dana, așa va rămâne.
Situația nu se schimbă. Vorbeai despre proiectele acelea din Prahova, calificare și de rata de, de angajare. Cum atrageți beneficiarii și aveți o țintă să fie femei din comunități sărace, femei din comunități defavorizate? Cum le atrageți? De multe ori proiectul impune care să fie ponderea de femei și ponderea de bărbați. Însă nu este asta o problemă. Oamenii vor să vină, vor să urmeze cursuri, vor să se califice, însă este foarte greu cu angajarea lor. Trebuie să le promitem angajatorilor oarecare beneficii ca să fie deschiși în a-i angaja pe romi. Ca drept dovadă am reușit să-i angajăm doar la serviciu de urbanistică, doar la anumite patiserii. Oriunde un început. Important. Corect. E să aibă de lucru. Asta este important și dacă se va extinde la nivel național, eu nu zic neapărat prin proiecte, proiectele se vor termina la sfârșitul acestui an, însă dacă va fi un program național, cred că se vor face pași în acest sens. Eu cred că comunitățile defavorizate, comunitățile sărace și nu numai romii, dacă ar ajunge informația la ei ca muncitori necalificați, ca, nu știu, firmele care sunt interesate pentru a angaja muncitori necalificați sau muncitori calificați în diferite meserii, ca har Domnului, romii sunt buni la toate. Majoritatea dintre ei se pricep la zidărie, la săpat șanță. Dar ce șanse ar avea să se angajeze și unde o tânără dintr-o comunitate în care a fost oprită să meargă la școală de la clasa a 5-a, în care a fost ținută acasă, poate căsătorită, poate a devenit mamă, ce șanse să se gândească măcar să se angajeze ar avea, după care să spunem că s-ar gândi să și lucreze, să facă ce? Sunt șanse minime. Noi nu spunem minime, că este ceva rău să te căsătorești și să ai copii. Nu, Doamne ferește, asta este menirea unei femei. Tu de ce zici că minime? Sunt șanse minime pentru că ea, neavând o educație, așa, neavând o diplomă recunoscută, este clar că nu există un angajator dornic să o angajeze. Dacă ar avea voință, ar fi un început. Ar avea o șansă de a schimba ceva. Începând chiar de la cameristă, care nu trebuie să aibă... Trebuie să aibă o diplomă recunoscută. Zic și eu. Ca și cameristă. Sau la o bucătărie să spele vase sau, nu știu, undeva la privat ar fi un început. Ar trebui încurajate. Nu neapărat. Sunt oameni care angajează și muncitori necalificați, fără educație. Și fete, și băieți, și... Trebuie încurajat să încerce. Nu e un handicap dacă n-a avut o educație și n-a avut șansa să știe să scrie, să citească. E un început. Trebuie să îi se acorde șansa de a învăța. Atât să muncească, cât să se integreze. Și să înceapă pe parcurs să învețe. Nu, eu aș vrea să punctez un lucru care e esențial de adus în discuție, faptul că înainte de orice, femeile rome, și mă bucur că e lângă mine Ana, ea e un exemplu, că am urmărit-o cum a crescut de 11 ani, chiar o știu cum a evoluat și a evoluat foarte frumos. Sunt multe femei care nu înțeleg un lucru. Orice greutate în casă și orice probleme sunt, începând de la educație, probleme sociale, lipsuri și boli și sănătate, și în ele sunt cele care sunt mai încărcate cu toate problemele, nu bărbatul. Trebuie să se impună altfel, să încerce în familie să aibă un cuvânt de spus, să impună și ele regula lor, pentru că problemele copiilor, ele le duc, nu bărbatul, indiferent de educație, că sunt educate sau nu sunt educate, vorbim de femeile rome în general. Nu vorbim numai de femeile needucate sau din comunitățile defavorizate. Așa este, însă orice femeie are nevoie de susținere. Are nevoie inclusiv... de un bărbat puternic în spate. Nu, dar... este invers. Un bărbat puternic are o femeie credeam... în spate. Da, știu, dar eu credeam că tu asta vrei să spui. Nu, eu vreau să spun că orice femeie are nevoie de susținere, indiferent că nu, vine din femeia familie. Femeia poate să-și pună regula în familie și de acolo începe totul printr-o schimbare. Dacă ea vede în jurul ei că copiii vecinilor sunt spălați, chiar dacă bărbatul... Dana Varga, cum ai impus regula aceasta în propria familie? S-a supărat vreodată soțul nu că în loc să fii s-o acasă impun. Să gătești, te duci la întâlniri politice? Eu de-abia m-am întors din America, da? Am fost plecată în Israel. Călătoresc foarte mult pe interes de servici, da? Nu trebuie să-i impun regula. El înțelege.
pentru că vorbim de educația civică și vorbim de susținerea de care trebuie să aibă nevoie orice femeie, în orice domeniu, în familie, că de acolo pornește totul. Dacă acasă nu aveam înțelegere și nu exista încredere și susținere din partea lui, poate nu reușeam, rămâneam unde am început, la nivelul de lider regional. Dar așa, am avut susținere, am avut înțelegere. Dar încă o dată spun, femeia, indiferent de condițiile sociale, de educație, trebuie să înceapă să înțeleagă că și ea poate să-și facă regula proprie și să o impună în familie. Pe final de discuție, dincolo de exemplul personal, ce puteți să faceți în calitățile oficiale pe care le aveți, în funcțiile pe care le aveți și care sunt pașii care ar trebui făcuți în România pentru ca femeile, nu numai cele din comunitatea romă, dar în special ele, să devină în fapt egalele bărbaților, nu numai așa pe hârtie? Mi-am asumat problematica romilor pentru că eu sunt de etnie romă, nu mi s-a impus. Am vrut să vin pe postul ăsta de consilier de stat pentru a lucra împreună cu aparatul de lucru din interiorul guvernului și vreau să spun că proiectele pentru romi și problematica romilor e în atenția guvernului și așa cum știți destul de bine, eu colaborez cu Agenția Națională pentru Romi foarte bine, cu Centrul de Cultură pentru Romi avem o colaborare bună. Am avut discuții și întâlniri și cu domnul deputat Nicolae Păun. Și care este oferta pentru femeile rome sau cu ce veniți în sprijinul acestui segment de populație? Păi dacă... Ca politică publică. Ca politică publică, eu recunosc, eu lucrez acum la un proiect pe egalitatea de șanse, care o să îl concep acum cu consultanții mei, pentru a-l implementa nu neapărat numai în comunitățile de rom, cum am spus, în comunitățile defavorizate. În două cuvinte, ce presupune proiectul? Cum se asigură egalitatea de șanse? Egalitatea de șanse începe de la dreptul de a, la educație, în primul rând, dreptul la viață, dreptul la muncă și le dezvolt pe fiecare cu nevoile pe care o să le găsesc în rândul beneficiarilor. Oana Ioniță, aceeași întrebare în calitate oficială, consilier parlamentar, președinte al Forumului Femeilor Rome. Ce intenționezi să faci pentru femeile rome, da? Pentru ca egalitatea de șanse să nu fie numai o sintagmă de pe hârtie? Așa cum am spus înainte, din punctul meu de vedere, susținerea este cea mai importantă, pentru că oricât de dornică ai fi tu să te afirmi, dacă nu ai susținere din partea celor de lângă tine, pentru că nici eu nu eram astăzi aici dacă nu găseam sprijin în domnul deputat Nicolae Păun, sprijin în tatăl meu, care m-a sprijinit întotdeauna să îmi continui studiile și să merg cât mai departe, așa nici celelalte femei nu vor reuși. Din punct de vedere legislativ, așa cum ai spus și tu, egalitatea de șanse este doar un concept, pentru că avem o agenție națională pentru egalitate de șanse, avem o comisie parlamentară, iar din câte vedem, nimic nu se rezolvă, este totul foarte frumos scris pe hârtie. Eu cred că, așa cum am spus înainte, este vorba de o muncă în echipă. Este o muncă a ONG-urilor. Nu trebuie să fii așa dezamăgită, scuze. Nu sunt dezamăgită, sunt realistă. Ești pentru realistă, că nu sunt face... Oana Ioniță, câțiva pași de urmat, așa, să trasezi niște direcții pe care le vezi foarte clar conturate, care ar schimba lucrurile. Cât mai multă voință de afirmare, așa cum spunea Dana, cât mai multe proiecte de succes și cât mai multe campanii de conștientizare a ceea ce înseamnă să fii femeie în primul rând. Da, eu aș încheia prin faptul că trebuie să găsim soluții, să arătăm modele de succes. Și nu vorbesc numai de femei rome, în general femeile de succes din România care au reușit în politică trebuie promovate. În ideea de a scăpa de mentalitatea încuiată a bărbaților rome. Mulțumesc încă o dată, stimați telespectatori, rămâneți alături de noi! Thank you.
Sorin, eu spun așa, Vera Linguraru. Iar eu spun așa, actriță foarte bună și cu care am colaborat în spectacolul nostru Prințul cel obraznic și Bătrânul înțelept, ea având un rol foarte colorat, foarte, foarte frumos, rolul de slușnică. Așa e? Așa e. Vera ne e foarte dragă și este o bună prietenă a emisiunii Și eu m-am născut în România și astăzi o prezentăm la rubrica Romul care schimbă lumea. Te duc. Vera Linguraru avea 10 ani și știa că vrea să devină fie actriță, fie stewardesă, ori balerină, sau, dacă nu, măicuță la mănăstire. Niciuna dintre variante nu era însă ceea ce doreau părinții pentru ea. Bătaie ce mi-am încasat? Tu nu te faci actriță. Ba da, eu mă fac actriță. Tu nu te faci. Ba da, eu mă fac actriță. Părinții mei, mai mult mama nu era de acord, pentru că știa că în lumea teatrului ori trebuie să ai relații, ori să plătești într-un fel prin natură, să-ți plătești rolurile. Încercam să explic că nu mă tentează chestia asta, cât mă tentează meseria, profesia. Și i-a fost foarte greu să accepte ideea că fata ei va fi actriță. Bunica, când auzea că vreau să mă fac actriță, ei se făcea rău. La fel, nimeni din familie, nici din a ei, nu avea tendințe către scări un pic mai înalte, în afară de fabrică. Primii ani ca tânăr adult au însemnat cursuri de calificare într-o mulțime de meserii pe care nu le voia. În același timp a urmat însă facultatea de teatru și apoi a plecat de acasă din București. A jucat timp de un an la teatrul din Constanța, apoi încă un an la cel din Tulcea. După 2 ani s-a întors acasă și a dat concurs în capitală. Am venit, am dat, am luat. Venit, văzut, plăcut. Pur și simplu. Și așa a început aventura mea cu teatrul Ion Creangă. Și acum te vedem acolo. Da, și acum, într-adevăr, sunt te căutăm parte, da, primul rând de jos. Sunt încadrată între doamna Nina Machioza noastră și domnul coregraf domnul Păstorel. Au trecut câți ani de la? De când lucrez aici, din 2001, my God, iată că câți ani. Era să zic 21 de ani, dar nu sunt așa. 14 ani sunt de atunci, da. Pe cer, pe cer! Să ieși luna! Bagi luna de pe cer! Vorbești serios? Exact! Da, îți dau luna de pe cer? Da! Mă doar șalele. Alechino! Bine, stai să încep. Cu fiecare rol pe care îl descoperi, este ca și cum ai da naștere unui copil. Nu poți să-ți spui, dacă ai 10 copii, nu poți să spui că iubești doar unul, iubești pe toți. Dar e adevărat că au însemnat foarte mult pentru mine Puc din Visul unei nopți de vară, Calul lui Harap Alb, îmi place foarte mult și din spectacolul pe care îl avem acum în stagiune, Amintiri din copilărie, Cireașa uriașă, este o metaforă minunată. Este un spectacol pus de regizorul Peter Kerek și Mătușa cu Pupăza. Sunt două șabloane total diferite, două personaje diferite, dar sunt extrem de spectaculoase. E un spectacol în forță, cu dansuri, cu cântece minunat.
de pe scena unde joacă pentru cel mai nerăbdător public, copiii. Verei îi place să meargă spre alte zone ale actoriei, spre film, spre marele ecran. Cât de haotică îmi place să mă cred uneori, când vreau să fac ceva, pot face și 5 lucruri în același timp. Țiganca din scurtmetrajele Cuibul sălbatic, Rahela, sau din premiatul lungmetraj Aferim, este aceeași Vera Linguraru. Nu știu, nu? Nu știu, să-mi stai ochi dacă... Zi, fă, unde? A fost la cică, n-a rămas aici. Vrei să te măsurăm nițel cu biciul ăsta pe spinare? Și faci rău de aici, s-au prăzit și ciorile, rău. Ai, ai, dracu. Ziceți, mă, unde țigară? Ziceți că dacă nu țin cu biciul, până omor. Ce-am mai făcut? Acum la noi, la teatru, în cadrul teatrului, am clubul micului actor, unde sunt profesor de teatru. Am un after school, unde la fel sunt profesor de teatru. Am fost în iunie, dacă nu mă înșel, sau iulie, în Băldești Scăieni, până să ia copiii vacanță, deci în iunie. Și am făcut și acolo un spectacol pentru ei, m-am întâlnit și am stat de vorbă cu ei. Oferindu-le, sunt convinsă că sunt copii romi. Mie mi se par niște copii extrem de puternici și talentați. Și e păcat să nu îi influențezi, să nu le oferi încredere, să facă ceea ce își doresc ei. La toate rolurile pe care le-a jucat până acum, Vera Linguraru poate să adauge: romul care schimbă lumea, la Și eu m-am născut în România. Am avut așa o revelație. Noi ne trăim într-o lume a tehnologiei. Suntem binecuvântați să trăim, să ne naștem astăzi, în această epocă. Avem toată platforma de informații. Important este să ne dorim să facem ceva. De 12 ani, Ionel Cordovan este profesor și metodist pentru limba romani și școlarizarea romilor în județul Bihor. S-a implicat în organizarea Olimpiadei Internaționale de Limba Romani și a numeroase concursuri sau conferințe pe tematică romă. A publicat lucrări de specialitate și este coautor al mai multor manuale de limba romani, articole sau traduceri. Din anul 2014, Ionel Cordovan este doctorand în lingvistică al Universității Ovidius din Constanța, Facultatea de Litere. Profesorul Ionel Cordovan este omul săptămânii la Și eu m-am născut în România. La chestiuni rome, mergem în județul Vrancea, acolo unde îl găsim pe unul dintre cei mai pricepuți ceaunari tradiționali. Urmărindu-l, vom afla care este întregul procedeu de fabricare al ceaunelor. Stați cu noi! Ca de obicei, cele mai îndrăgite melodii lăutărești vor putea fi urmărite doar la noi în emisiune. Ascultați muzică de calitate până aproape de ora prânzului, doar la Și eu m-am născut în România. Sorin Sandu, în nume. Mihai Stoica. Ocupație. Ceaunar, din Focșani. Județul? Vrancea. Se ocupă? Se ocupă cu încurajarea romilor să practice această meserie tradițională. Prin... Cum face acest lucru? Asta vreau să spun, prin înființarea unui atelier de producție. Gata, nu mai trebuie să spui nimic. Trebuie să fii foarte atent și să urmărim împreună... Roma Nicola. Chestiuni rome. Ceaunul este unul dintre cele mai căutate vase atunci când vine vorba despre gătitul mâncărurilor savuroase. Este la mare căutare și pe bună dreptate, dacă ne gândim la cât de gustoase sunt preparatele pregătite cu ajutorul lui. Procedeul de fabricare a ceaunelor însă este unul migălos și anevoios. Realizarea lor se face în comunitățile de romi, de la o generație la alta.
iar asta nu se învață decât practicând acest meșteșug. Din fericire, există romi care încă se încăpățânează să se ocupe cu această meserie învățată de la bunici. Mai mult decât atât, vor să-i învețe și pe copiii lor. Dumitru Stoica este unul dintre aceștia. El vrea să deschidă în Focșani un atelier în care să lucreze cât mai mulți meșteșugari romi. Am 7 copii, 6 băieți și o fată și toți meseria care o practicăm noi o facem din tată în fiu, bătrânii noștri, părinții noștri, bunicii noștri, asta o făceau din tată în fiu, din generație în generație și vrem ca acest anul 2015-2016 vreau să fac ceva în orașul acesta pentru toți romii care sunt în orașul Focșani. Vreau să fac o secție de turnătorie în bronz, aluminiu, dălți de sculptură și chiar dacă sunt oameni mai bătrâni și nu cunosc meseria aceasta, îi învățăm. Meseria de ceaunar e veche de sute de ani și necesită multă atenție și răbdare. Fie că realizezi o cratiță, un ibric sau un ceaun, trebuie să fii priceput și dedicat, orice vârstă ai avea. Dumitru Elisei este unul dintre cei mai tineri ceaunari pe care i-a întâlnit echipa emisiunii Și eu m-am născut în România. A învățat acest meșteșug încă de la vârsta de 7 ani. În prezent, a terminat clasa a 8-a și, deși nu mai merge la școală, își dorește să devină unul dintre cei mai pricepuți în tainele acestei meserii tradiționale. În vârstă de 16 ani, Dumitru a învățat totul de la tatăl său. El ne-a explicat în amănunt procedeul turnării ceaunelor. Cu plângă el așa mă uitam la el, mă ajuta și am învățat să fac cum face. E greu este să faci, dar trebuie să știi, dacă nu știi, nu poți. Care nu știi, dar la care știe, nu-i greu. Înlumplem cu nisip o formă din aia, o punem cu gura în jos, punem tiparul, o fixăm cum trebuie să vină, la urmă băgăm alt fel de nisip ca să se lipească nisipul ăsta, la urmă băgăm cu bătătorul presăm deasupra, la urmă băgăm culeaua aia, o scoatem, ridicăm, cum a făcut și tata mea înainte, facem și la urmă turnăm aluminiu. Cum se toarnă aluminiu, iese ceaun. Eu sunt tânăr, mulțumim ales în ala de lăs că după meseria ca ai seamen, ca știți de la nea să mă te trăiți să mă șuca. Ai avut vorbă să te mulțumim să mă arăt adesca în dar o ceri. Altceva, nu am rămas sută pe noapte mea și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Băiatul este încântat când din mâinile lui ies celebrele vase de gătit atât de apreciate și la mare căutare în toată lumea. Nu mai rămâne decât ca toate ceaunele făcute de Dumitru să fie vândute gospodinelor, iar apoi umplute cu bucate care mai de care mai alese. Cât despre mâncărurile gătite la ceaun și despre savoarea acestora, ar mai fi încă multe de povestit și de gustat. Sorin, deci fii atent. Era o situație foarte ciudată. Mergeam cu calul. Deci până la urmă te-ai apucat de călărie, da, pentru că de-aia e pălăria asta. Ai avut dreptate, da. Dar nu asta e important. Mergând eu acolo cu calul, înțelegi? Unde merge? Ei, aveam o direcție. La un moment dat... Era definit direcția. Da, la un moment dat au ceva. Pe mine m-ai omorât, dar cu calul ce ai avut? Încântat ceva de tine. Pe mine m-ai omorât, dar cu calul ce ai avut? Știi cum te-a calul? Nu mă, frate. Cine cântă? Interpretul. Cântă pe chestia aici? Un cal. Hai, mai bine urmărim muzică și povestesc după. Pașa avem romală.
ce-ai de faci nu mai faci, soane. Ești persoană importantă, ori ți-ai făcut vreo amantă, ori ți-ai făcut vreo amantă. Ce te-a apucat, țigane, ce-ai de faci nu mai faci, soane. Ce-ai de faci nu mai faci, soane. Ești persoană importantă, ori ți-ai făcut vreo amantă, ori ți-ai făcut vreo amantă. Și-am să bat divorț, și-am să bat divorț, că nu te mai vreau de soț. Am să pun țigăncile să-ți facă blestemele, să-ți facă blestemele. Și-am să bat divorț, și-am să bat divorț, că nu te mai vreau de soț. Treaba ta și pălăria îți trădează omenia, îți trădează omenia. Să bat divorț, că nu te mai...
Bacana Sucăra, scăpandă-l peste emisia, da? E, ce să facem, Sorin? Așa e. Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Și eu m-am născut în România, dar sper că dumneavoastră, cei de acasă, nu ați uitat de pagina de Facebook a emisiunii noastre. Cum să uite așa ceva? E, și de like-uri. Eu sunt convins că s-au gândit și în timpul emisiunii și au mai dat și în timpul emisiunii like-uri. Și neapărat like-uri multe pentru pălăria mea. Nu s-a apucat de hipism, am zis că și-a luat o pălărie așa. Dar cine știe, pe viitor niciodată să nu spui niciodată. Așa da, dragi prieteni, până săptămâna viitoare, toate cele bune. Te avem, Bahtane Romane. Bahtane Romane. La revedere.